Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Deși suntem aproape de, sau suntem deja în vacanță și poate v-ați fi așteptat la un subiect mai ușor, un subiect care să cumva să introducă această perioadă de socotită mai relaxată și în învățământ și în alte domenii, o să vedeți că astă seară avem o emisiune grea, o emisiune cu foarte multe informații, cu probleme extrem de, aș putea spune, de grele de dezbătut. Avem plăcerea să revină în studio domnul profesor Dumitru Cauc, domnul profesor de la Roșia Jiu sau Fărcășești. În același timp, noi am mai prezentat o parte din cărțile dumnealui. Îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Și discuția noastră nu o să înceapă de la, chiar dacă ne-am intitulat emisiunea Eroii, Cartea de istorie a unei nații, deși asta o să încercăm să aflăm astăzi în primul rând, ci o să vorbim despre un eveniment care e prezent chiar în ultimile zile, că dânsul este încă la catedră și din această toamnă, la clasa 5-a, vom avea manuale noi, o programă nouă. Cum vedeți această schimbare, mai ales că s-a schimbat și numărul de ore de la 1 la 2 ore pe săptămână de istorie. Cum vedeți această schimbare și eventual dacă ați reușit să vedeți programa, cum vi se pare? În primul rând, era nevoie de o schimbare. Reducerea numărului de ore de istorie a fost una din marile greșeli. În anul 1996 am făcut parte din Comisia de aprobare a manualelor școlare. Am participat la mai multe întâlniri, la mai multe simpozioane. Am redactat atunci programa pentru clasa 5-a, prin licitație, fiind câștigată licitația de Oana de la Râmnicu Vâlcea. Și eram foarte bucuros în discuțiile cu oameni din Institutul de Științe ale Educației, vedeam un viitor luminos pentru științele socio-umane și în speță pentru istorie. Din păcate, evoluțiile ulterioare mi-au demonstrat că speranțele mele erau prea mari. Faptul că s-a introdus 2+1 de geografie, istorie-geografie, 3 ore, a făcut ca anumite teme din istorie să nu mai fie predate. Pentru formarea unui elev cu cultura adecvată acestei epoci, a scoate din predarea de clasa 5-a India, China. Era o mare greșeală. N-aveai cum să le predai. Și atunci toți colegii noștri nu le mai predau. Copiii habar n-aveau. Și făceai lecția de cultură, de artă, de cultură spirituală, și ajungeai și le vorbeai despre Vede și Upanishade, despre Ramayana și Mahabharata, despre primul poem de iubire, Sakuntala, scris de Kalidasa, fără să știe nimic despre India și despre China. Deci acest număr, reducerea numărului de ore a fost o mare greșeală. Distinse coleg, chiar în zilele acestea discutam cu fiica mea care profesează în Franța despre sistemul franțuzesc. Am văzut cu câțiva ani în urmă toate manualele de acolo. Prima mare greșeală care s-a făcut și care trebuie reparată a fost atunci când a fost scoasă istoria și geografia de la examenul național. În Franța, examenul național se dă la limba franceză, la matematică, istorie, geografie, cultură civică. Și atunci, această atitudinea autorităților noastre de a scoate istoria, geografia și cultura civică a fost mare greșeală. Integrarea noastră în europeană în 2007 e un lucru benefic pentru națiunea română, dar asta nu trebuia să ne îndemne să renunțăm la toate aceste lucruri care țin de identitatea noastră. Și istoria fiind predată, copilul știind că trebuie să dea și examen, învață și mai bine. Profesorii de la catedră se străduiesc și mai mult.
reveni, eu am avut în toată această perioadă, vreau să mărturisesc că la mine la școala Victor Popescu, copiii în tot timpul au dat la istorie teza. Având în vedere aceasta, prin înțelegere cu profesorul de geografie, am lăsat 2 ore de istorie. Și să știți că roadele se văd. Copiii iubesc istoria, populația din comuna Fărgășești iubește istoria, părinții înțeleg exigența mea față de acest obiect și un lucru bun. Da, mă bucur să auzim și exemple pozitive din acest punct de vedere. Din păcate, această reducere a numărului de ore cu ani în urmă a șubrezit cumva statutul acestei discipline la nivel de învățământ și gimnazial și noi fără să mai vorbim de cel liceal. Pe de altă parte, apropo de amintească câteva momente, să zicem, sau țări care nu se studiau în vechea programă, dar trebuie spus că inclusiv istoria națională a suferit amputări grave la predare pentru că nu mai era timp pentru momente importante de a fi tratate. Deci erau trecute în subsidiar evenimente foarte importante de istorie pentru că efectiv la o oră de la 5-a la 7-a sau chiar la 2 ore la clasa 8-a, dar cu o programă foarte stufoasă, e foarte greu să te concentrezi cu actuala generație pe anumite problematici. Deci am început discuția de aici pentru că istoria și are rolul ei foarte important. Mă bucur și faptul că, iată, și eforturile dumneavoastră, dar eforturile Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria în ultimii ani, de foarte mulți ani, eforturile Societății de Științe Istorice, atât la nivel național, cât și la nivel județean, dumneavoastră sunteți de la începuturi în structura locală și cea națională, toate acestea s-au concentrat și se concentrează acum mai mult ca oricând pe partea de pentru valorificarea acestui potențial uriaș dat de eroi, de figurile eroilor pe care am avut aceste meleaguri, au foarte mulți eroi în diversele etape ale istoriei naționale. De aici putem să pornim. Dacă valorificăm istoria locală, momentele de glorie făcute chiar prin acești eroi, putem să readucem această disciplină acolo unde și-a avut locul. E ceva mult mai palpabil în momentul când cel care vine la un eveniment, și o să ne spuneți de ce s-a întâmplat la Severin săptămâna trecută și în zona dumneavoastră, pentru că cumva încercați să readuceți în prim plan una dintre marile personalități ale primului război mondial, învățătorul Victor Popescu. Vreau să spun că în momentul când cel care vine acolo știe că unul dintre eroii care s-au sacrificat în primul război mondial, în al doilea sau mai știu ce, în alt eveniment, este străbunicul sau, în orice caz, din neamul respectiv, te uiți cu altfel de ochi la istoria națională. Păi, v-aș cita ce spunea Nicolae Iorga. Nicolae Iorga spunea așa: pământul acesta românesc nu este valoros doar prin roadele pe care le dă, ci prin sângele atâtor eroi care a curs în el. Și atunci, sub fiecare lespede de piatră în cimitir, pe fiecare palmă din această țară, e imposibil să nu fie cu sângele eroilor. Faptul că noi încercăm, prin lecțiile de istorie, să le cultivăm copiilor atașamentul la marile valori, izvorăște din ceea ce este istoria. Istoria, spuneau latin, este magister et memoria. Istoria, magister, et memoria vitae est. Deci este și învățătură, care ne învață dascăl, și memoria care nu trebuie uitată. Ce s-a întâmplat zilele trecute la turnul Severin ține de istorie. Când am lansat monografia Comunei Negomir, un capitol special este activitatea grupului de partizan condus de învățătorul Victor Popescu, care a acționat în mai multe județe ale Olteniei, dar în special în zona între
Comuna Fărcășești, Negomir și Valea Motrului. Întotdeauna când ajung la primul război mondial, după ce le spun că a fost ocupat capitala și frontul s-a stabilizat pe linia Focșani Glazna Măloasa, le spun copiilor în spatele frontului, în Oltenia, în județul Gorj, în comuna Fărcășești, în satul Valea cu Apă, Victor Popescu a declanșat o amplă mișcare, cea mai amplă mișcare de partizani din primul război mondial. Este cunoscut. Și le povestesc acest lucru. Ei îl văd toată ziua, pentru că este un portret în holul școlii, au bustul eroului în fața școlii, școala se numește. Fiecare generație care vine în clasa a 5-a știe de ce se numește școala Victor Popescu. Acum, la Severin, cum ne-a venit această idee? Publicând cartea, unul din urmașii unuia dintre eroii din primul război mondial ucis la turnul Severin, era vorba de Nicu Vasile Mitroiu, strănepotul lui Cojocaru Constantin, notarul comunei Negomir, care a fost ucis la turnul Severin, m-a sponsorizat cu ediția a doua monografiei și a zis, domn profesor, de mult vreau să aflu și eu despre bunicul meu, să ridicăm un monument. Și zic, domnule, vine un an, vine 100 de ani, pe 11 iulie. Și am spus, pe 11 iulie trebuie să marcăm acest moment. Și a urmat apoi acțiunea de pregătire a acestei activități. Identificarea locului în care au fost uciși cei 10. Cu permisiunea dumneavoastră, distinse coleg, aș vrea să spun ce e cu cei 10. Așa, asta vă rugam eu, asta vreau să vă rog, pentru că telespectatorii pot să nu cunoască acest eveniment. Da. După ce în zona Brătuia, unitatea militară din care făcea Victor Popescu a fost încercuită de trupele germane și unități cu soldații s-au dispersat în toate direcțiile, Victor Popescu, care cunoștea zona, cu capitanul, comandantul compania 3, Gheorghe Putuleanu, s-au refugiat în zona Valea cu Apă Fărcășești, s-a retras în păduri. Gândul inițial a fost să se unească cu trupele conduse de colonel Tăutu, care venea de la turnul Severin. Dar n-a mai fost posibil, pentru că înaintarea a fost rapidă. N-a ajuns el în sat și autoritățile de ocupație deja erau acolo. Deja se știa cine era dispărut. Deja fiecare om fusese identificat, Ausweisul acela, cu cifre. Fiecare familie, fiecare persoană avea o anumită cifră. Și astfel, el n-a mai fost posibil. Se știa că el nu este. Se știa că nu există nicăieri. Autoritățile germane știau. Și atunci, el s-a gândit să coaguleze toate forțele care scăpaseră din încercuire și să lovească armata germană. Acum, în cercetările pe care le-a făcut și la turnul Severin și pe care le-a continuat și la Sibiu, dar ultimele cercetări, mi-au arătat că atât de Victor Popescu au venit soldați ruși, sârbi, italieni, care au văzut în el simbolul rezistenței împotriva ocupației puterilor centrale. Citeam acum la arhivă câteva zile în urmă o informație care m-a surprins. Veneau oameni din Serbia care s-au pus în slujba autorităților franco-engleze de pe frontul de la Salonic. Mă știm că în 1915 s-au început pregătirile pentru deschiderea unui front la Salonic, da, ca să lovească Bulgaria din... Și de fapt a fost frontul din Grecia, a fost cerut chiar de armata română chiar când de, autoritățile române... Ca o condiție ca să intre în război. Să intre în război alături de Antantă. Da. Și atunci acești sârbi au intrat la Victor Popescu și s-au informat ce putere are dușmanul, cum practică jaful care se practică aici. La un an de la terminarea primului război mondial, Jean Constantinescu scrisase o carte a autorităților germane. Vreau să spun, după toate datele care le-am cules, ocupația germană a fost una dintre cele mai grele și putem spune chiar sălbatică ocupație. Care da, paradoxal, într-o zonă care nu era atât de bogată ca să atragă atât de multe patimi. Da, dar faptul că... Dar probabil rezistentă la stăpânire. Rezistentă, da. Faptul că România a intrat în război ignorând tratatul cu puterile centrale, însă și împăratul a văzut în Carol I
și apoi în Ferdinand, nu l-au mai văzut ca un membru al casei de Hohenzollern. Și atunci se inoculase această ură. Apoi mai era a doua ură care venea din partea autorităților austro-ungare. Deci, mai multe, vreau să vă spun că tot timpul se vorbește ocupația germană. E corect, ocupația puterilor centrale. În foarte multe din satele județului Gorj, patrulele au fost mixte, austro-ungare și germane. E, rechiziționarea tuturor produselor populației a făcut ca populația să răspundă pozitiv la apelul lui Victor Popescu, opuneți-vă dușmanului. Spunea un mare scriitor francez de secolul XVII, Corneille. Spunea, un război în care poporul nu ți se alătură, nu se poate câștiga. Ori el, dacă n-ar fi avut de partea sa populația, nu ar fi făcut nimic. Și vreau să vă spun că populația a răspuns foarte pozitiv. În comuna sa natală, din Peștana de Jos până în Rogojelu, de la plugari până la învățători și preoți, în Negomir, de la primar, notar și până la plugari, la fel în zona Covrigi, Motru, apoi Horăști, toată zona până la turnul Severin, oamenii au fost de partea lui. Iar Victor Popescu a știut să atragă de partea sa oameni iubitori de patrie. Aș vrea să spun, distinse coleg, că sunt foarte bucuros să descoper locul în care unul din membrii acestui detașament de partizani a fost omorât în zona Tismana, în satul Rogojelu, și mormântat în curtea bisericii. S-a târât plin de răni până în curtea bisericii, preotul satului, Todescu, l-au acoperit cu buruieni, vroind să vină apoi să-l salveze. Nu a mai fost posibil, l-au găsit mort, au șters sângele și l-au mormântat în mare taină. Același lucru au făcut celelalte comune, în Negomir. Vreau să vă spun, femei simple, persoane de 30 de ani, toți erau tineri. Este bunica directorului de la Negomir, Dumitru Ungureanu, Floarea Ungureanu, l-a adăpostit pe el și 10 ruși l-a dat mâncare. Cumpărau de la oamenii mai înstăriți produse ca să-i ospăteze. Așa și s-au dat de gol în fața populației, unei părți a populației sau un procent foarte mic care nu a înțeles. Și care au trădat. Da. Astăzi am descoperit am studiat mai de mult documentele, am fotografiat o parte și sunt scrise, studiind pentru emisiunea dumneavoastră, Constantin Cojocaru a fost trădat de un vechi primar de 70 de ani, Tudor Constantinescu. Eu am scris în carte despre el că a fost primar. Dar acum am aflat că el, știam de un primar care trădase, l-a trădat pe notarul satului. Acest notar avea toate informațiile, rudele, ce suprafețe au cultivate, notarul răspundea de foarte multe probleme, și atunci dădea informații către autoritățile germane care favorizau populația, adică să nu le ia mai multe produse decât aveau. Și atunci l-au părât, l-au urmărit când a cumpărat produse, și am toată istoria ce s-a întâmplat atunci. Îmi pare rău că n-am avut-o și când am fost la turnul Severin, să fi spus nepotului său, dar acum am toate datele. Deci, oameni cei mai apropiați l-au trădat, dar au fost oameni simpli, frații Cărămidaru de acolo, oameni simpli care au fost alături de ei, care s-au jertfit pentru aceasta. Oamenii aceștia care au fost loiali lui Victor Popescu au fost arestați de autoritate. Au fost arestați. Cum arestarea? Adică în primăvara anului 1917, Victor Popescu deja făcuse un detașament de 30-35 de oameni cu care atraca patrulele germane. Poate în o altă emisiune o să discutăm mai mult despre aceasta. Și atunci autoritățile germane și austro-ungare au trimis mai multe companii pentru prinderea acestei. Îi ziceau banda, așa apare în documente, banda lui Victor Popescu. Și au trimis, au intensificat acțiunea de urmărire și au pus cât mai mulți informatori. Vreau să vă spun că pentru prinderea lui Victor Popescu, pentru a câștiga date, 130 de persoane au fost inventariate de autoritățile germane
și au fost aduși lângă ei informatori. Adică fiecare să fie informat. Exact cum a făcut securitatea noastră. Deci erau foarte mulți care se informau unul pe celălalt, înțelegeți? Toate datele acestea. Și Victor Popescu și-a restrâns acțiunile în detașamente mai mici cu care să lovească. S-a atașat lângă el, sunt foarte bucuros să vă spun, s-a atașat lângă el tineri. Ionel Prunescu, elev la școala militară din Craiova, a părăsit școala militară, știa limba germană foarte bine și s-a gândit că va fi foarte util lui Victor Popescu dacă știe limba germană. Și a fost foarte util pentru că astfel a putut intra în discuție cu ofițerii germani pe care i-a ucis. Sunt foarte multe întâmplări care vor fi relatate în viitoarea mea lucrare. E, acum, ca să lovească în populație și să nu-l mai susțină, s-au gândit care sunt persoanele care sunt cel mai apropiate. Și atunci au găsit moșierul Cerneanu de la Horăști, un om foarte înstărit, care la un moment dat a dat mai multe produse trupelor germane ca să scadă pe ceilalți sărani, că nu aveau. Apoi primarul Ulceanu de la Bolboș și notarul. Cum am zis, notarul nostru de aici. Deci oamenii care erau cei mai periculoși dintre ei au fost luați și duși la turnul Severin. S-a încercat o acțiune de evadare din închisoare, mai ales că erau și familia lui Victor Popescu, de asemenea în cooperare și cu italieni și cu sârbi, nu a reușit. Și atunci, în 8 iulie, tribunalul german a hotărât judecarea rapidă a celor 10, considerând că prin aceasta se va diminua sprijinul populației. Au fost judecat, pe 10 s-a confirmat hotărârea de condamnare la moarte prin împușcare și s-a hotărât pe 11 dimineața să fie executați. Au fost puși. Întâi le-a fost adus în celulă un preotul Reculescu, care a spovedit, l-a luat colonel Weber cu caleașca și l-a dus acolo. Acesta tremura tot, impresionat de gestul celorlalți. Am fost foarte impresionat azi când am citit ce avea în buzunarul lor. Notarul Constantin Cojucar, un bilet adresat familiei. Un copil, soția lui era gravidă, care fusese și arestată. De fapt, el s-a predat ca să scape soția. Cei de la Bolboș, un bilet către soții și către copii. Pojocarul mai avea 26 de lei în buzunar, moșierul avea Cernăianu, la fel, un ceas și erau fumători, câteva țigări și toți biletele care le pregătise. Vreau să vă spun că atât de afectat a fost preotul, încât de inimă rea, pe câteva zile a și murit, a povestit. Aceste informații le avem de la doctorul Constantin Gruiescu, care a fost și primar al municipiului, care a și intrat în posesia dosarului lui Victor Popescu. Și acesta a încercat să păseze multe date, autoritățile germane le-au distrus. Sunt foarte multe. Din fericire, sunt în posesia declarațiilor oamenilor care au spus și lucruri bune. Vreau să vă spun că, din păcate, au fost și mulți strădători. Azi când mă uit acolo în datele acelea, mulți strădători, care s-au vândut fie pentru că n-au rezistat, dar cei mai mulți s-au vândut pentru avantaje. Pentru că mulți dintre aceia pe care i-am văzut au făcut apoi comerț ilicit cu vite, care era, atenție, care făcea la turnul Severin trecea în Austro-Ungaria și era cu știrea autorităților austro-ungare și germane. Pe 11 dimineața au fost aduși în Ogașul Aluniș, au săpat două gropi, și după ce l-au săpat, au fost executați și îngropat în cele două gropi. Vreau să vă spun că la un an și 9 luni, familiile, o parte din familie, au cerut desfumarea. Nu plecaseră încă trupele franceze care ne ajutaseră în pregătirea soldaților români. Autoritățile de la Turnul Severin, Societatea de Cruce Roșie, Societatea Femeilor din Turnul Severin, i-au ajutat, l-au dezgropat. S-a făcut atunci un ceremonial extraordinar care apare, o să vorbim poate și despre acest lucru, care apare în Alarma Mehedințului, publicat chiar în zilele acelea.
Chiar Nicolae Bolocan a scris chiar atunci date, câte le știa din auzite, pentru că acum sunt și câteva inadvertențe, de exemplu Soroga, erau Șoga și altele, dar au fost îmbrăcate toate în tricolor, sicriele cu osemintele. Apoi a venit corul de turnul Severin, iar onorul a fost dat de către soldații francezi. Mi s-a părut atât de impresionant că soldații francezi și-au condus cortegiul până la cimitirul ortodox. Acum, de-a lungul istoriei, această poveste, toți s-au concentrat pe Victor Popescu. Și-au uitat contribuția, fără contribuția populației, fără jertfa acestor. O eroi, Victor Popescu, nu ar fi putut face nimic. E drept că după executarea lor la 11 iulie, Victor Popescu a hotărât că nu se mai poate continua acțiunea, s-a îndreptat spre Vâlcea, acolo a încercat spre Argeș, spre Vulture să facă o acțiune și apoi s-a dus și a trecut la soldații români în Moldova. Se știe că atunci când s-a reîntors după terminarea războiului, a fost primit la gara de turnul Târgu Jiu de primar și oficialități foarte frumos. Poate o să discutăm altă dată. Bine, da, la vremea aceea a avut după anii 50 însă probleme cu autoritățile comuniste, dar apropo, ca să ne concentrăm puțin pe acest eveniment, practic din 1921 nu s-au prea făcut foarte multe pentru eroii de la Severin, până în vremurile noastre, să înțeleg, nu s-au făcut. Pe asta este, că nu s-au făcut, nu s-a amintit decât tangențial. Se știa de eroi respectiv, dar practic nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut. Atunci, după ce am lansat cartea la Craiova, la Târgul de Carte Gaudeamus, am stabilit cu domnul Mitroi să o facem pe 11. Vreau să vă spun, mi-a plăcut atașamentul dumnealui pentru străbunicul. Faptul că a rămas partea materială, toată a fost de partea dumnealui, trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt, iar partea aceea organizatorică mi-a revenit mie. Și atunci, ce zisese coleg, ca să vin în întâmpinarea titlului pe care l-a spus la această emisiune, eu m-am gândit că acest moment trebuie să aibă rezonanță istorică în Oltenia și națională. El acum a fost publicat în foarte multe ziare și din București și am invitat atunci reprezentanții Societății de Științe Istorice din Oltenia, pe domnul Petrescu de la Vâlcea, pe domnul Romeo Popa de la Turnul Severin, domnul Dinică Ciubotea de la Craiova și distinsul nostru coleg Gheorghe Nichifor. Și, deci, iată, Societății de Științe Istorice, Societatea Cultul Eroilor, toți la un loc. Și urmașii eroilor. Marea bucurie a fost că unde nu am reușit să iau legătura cu toți urmașii, primarii au venit întâmpinare și aici aș aminti primarul Bilea de la Bolboș, primarul Oiță Tudor la Negomir, fostul primar de la Negomir Ion Gruiescu, care au venit acolo și au participat la... O să vedem și imaginile acum, o să rog colegii din regie să dăm drumul și la imagini, ca pe măsură ce dumneavoastră vorbiți, să vedem și câteva imagini de la ce s-a întâmplat la Severin în urmă cu o săptămână și ceva, despre pe 11 marțea trecută. Da, da. Aici sunt cuvintele, au fost șapte persoane care au luat cuvântul, alocuțiunile. Da. Unitatea militară de jandarmi. O coroană depusă chiar de Consiliul Județean Chiar de Consiliul Județean Gorj. Domnul Nichifor fiind și vicepreședinte al Consiliului Județean. Da, și un viitor de mare de istorie. Aici prefectul, subprefectul județului Mehedin, stăpânând Mojelba de Flor. Au fost și autoritățile mehedințene. Autoritățile, primarul orașului Turnul Severin, subprefectul. Aici este o poză care m-a impresionat. Iată-l pe Nicu Mitroi cu nepoții, va îngenunchea acolo și va pune să sărute acea... Da, amintind în memoria străbunicului, da? Da. Tot dintre participanți aici... Da, domnul Petrescu, da. Iată un detașament de jandarmi și șeful centrului militar m-a impresionat, prezența șefului centrului militar. Aici domnul Gheorghe Nichifor. Da, având dublă calitate aici. Dublă calitate da. Și oficier, da. Da. E, aici este o urmașă a eroilor uciși atunci, care, ca și Victor Popescu, după asta au avut de mari urmări, au fost închiși, deportați în Bărăgan. Se vorba de Amelia Popescu. Aici am avut jandarmi, în același timp și preoții care au ținut o slujbă. Da, care au făcut slujba de pomenire.
tot un detaliu cu participanții. Da, avem aici... Aici prezentarea onorului. Am aici și invitația care a fost făcută. Aceasta este placa memorială pe care a fost pusă. Practic de acum ceva care să dăinuie în... Da. Acolo în imagine este domnul Petrescu, un mare iubitor de istorie de la Râmnicu Vâlcea, președinte Filarei de Științe Istorice și al Cortului Eroilor Regina Maria. Acolo se vede și domnul primar, domnul primar de la Negomir, Oiță, și fostul primar Gruiescu. Da. Da, o altă imagine cu placa. Cu jerba, da, la început. Da. În timp ce se derulează imagine, vreau să vă spun că cu acea ocazie am constituit un comitet de ridicare a monumentului celor uciși la Turnul Severin, format din 7 persoane, care va fi sfințit și dezvelit pe 11 iulie 2018. Am avut un comitet de inițiativă. În acest comitet de inițiativă am inclus primarii de la comunele Bolboș și Negomir și e deschisă și primarul de la Turnul Severin, pe domnul Nichifor de aici la Gorj, pentru că este răspundător de cultură, ca să avem un sprijin din partea Consiliului Județean. Din partea Consiliului Județean, Nicu Mitroi, Amelia Popescu și vom deschide, acum suntem în faza de strângere a documentelor pe care să demarăm acestea, deschidem un cont, deja avem foarte mare deschidere de sume importante de bani cu care o să scoatem la licitație pentru acest proiect ca să-l putem ridica în anul 2018, anul centenarul Marii Unității Naționale a Neamului Românesc. Da, e un eveniment, de fapt, un moment foarte important din istoria Gorjului, în care participăm și noi la centenar, pe lângă, dacă 1916 și 2016 au fost încununate luptele de la Jiu și toate celelalte și s-au făcut evenimente la Târgu Jiu, chiar 1917 suntem importanți aici, prin jertfa Ecaterinei și multe altele, chiar și prin... aceste acțiuni ale lui Victor Popescu. Iată că, practic, la centenar vom avea și acest monument, care îl facem la Severin, e adevărat, dar, de fapt, e doar o parte. Pentru că îmi spuneați mai devreme că aveți niște intenții și aici, în Gorj, da, să faceți ceva în memoria lui Victor Popescu. În primul rând, începând cu anul 1900... În afara faptului că lucrați la o carte care va vedea lumina tiparului anul viitor, În 1996, deci am dat numele școlii Victor Popescu, am făcut un portret al lui Victor Popescu, monumentul. E, de atunci încoace am publicat mai multe articole despre Victor Popescu. Însă vrem în cimitirul satului Varea cu Apă, unde își doarme somnul de veci Victor Popescu, să facem, să reabilităm mormântul ca un tip, ca un monument, iar în satul Rogojelu, să ridicăm un monument dedicat eroului Ionel Prunescu, care i s-a făcut în Strehaia, dar el a murit la noi și a jertfit sângele aici, în comuna Fărcășești. Iar la Negomir o să facem un lucru extraordinar. Tot datorită lui Nicu Mitruiu, pentru străbunicul său, ne va dona casa, care se păstrează, casa, pe care o vom duce în centrul cultural al localității și acolo vom face un muzeu dedicat eroilor comunei Negomir și acestui episod din primul război mondial, iar în față o să facem bustul lui eroului Constantin Cojocaru. În același timp, vă spun, separat de cartea Victor Popescu, vă lansa cartea Un erou al comunei Negomir, Constantin Cojocaru. M-a bucurat foarte mult faptul că Mitroiu a zis, domnul profesor, dar eu vreau să faceți despre toți nouă eroi acolo. Și va fi o carte specială cu acea ocazie. Nu întâmplător v-am lăsat să dați această informație, pentru că, iată, rolul dascălui de istorie, pe lângă faptul de a însufleți generațiile, chiar prezentând aceste portrete de eroi, de a-i face, de a le aduce modele, nevoia de modele foarte
foarte stringentă la noi în România în ultimii ani, dar din păcate puțin acoperită de fapte, și rolul de cercetare a profesorului de istorie. Ar dumneavoastră reprezentați din această perspectivă o îmbinare fericită între profesorul cu rezultate, cu tradiție, cu și cercetătorul de istorie, doctorul în istorie, prin lucrările pe care le-ați publicat și iată pe care le aveți în lucru. Vreau să mai informez telespectatorii dumneavoastră că voi duce la aniversarul 100 de ani de la Bătălii la Mărăși, Mărășești și Oituz, vom avea un simpozion în care voi prezenta contribuția populației din Oltenia la rezistența împotriva ocupației puterilor centrale, și tot acolo am să prezint un material primit de la un participant la acele evenimente, Vasile Busuioc din Fărcășești, care un urmaș de-a său mi-a dat caietul pe care l-a lăsat urmașilor săi. Felul în care a participat la Bătălia Mărășești, descrisă de un combatant cu lux de amănunte. Și acolo avem un simpozion, va fi și o ieșire până în Republica Moldova ca să... Când este programat? Între 3 și 5 august. Am înțeles. Deci exact să corespundă datelor. Și vor participa filialele de științe istorice din România, o parte din ea, și culturile din toată România. Va fi o acțiune foarte amplă, organizată de Ministerul Apărării Naționale, de culturile Regina Maria, de Societatea de Științe Istorice și în colaborare și cu Republica Moldova. Deci vor fi foarte mulți participanți. Da, trebuie spus că inclusiv autoritățile de la Gorj intenționează ca pentru 22 august la Târgu Jiu, momentul când se stinge Ecaterina câteva zile mai devreme în Moldova și apoi la Târgu Jiu, sunt câteva evenimente programate și la Târgu Jiu cu această ocazie, dar în același timp partea cu centenarul se sărbătorește la Mărășești, cum e și normal pe undeva, pentru că să nu uităm, Mărăși, Mărășești și Oituz sunt singurele victorii ale primului război mondial și s-au întâmplat în România, singurele victorii ale Antantei împotriva puterilor centrale. Da. Și înseamnă foarte mult din acest punct de vedere. Pe de altă parte, trebuie spus, apropo de tot am vorbit, practic ne-am centrat toată emisiunea de astăzi pe această personalitate care a fost Victor Popescu și cei care l-au ajutat, dar mă refer la Victor Popescu în mod special. Cred că Gorjul îi datorează mult mai multe și în același timp generațiile tinere ar trebui să știe mai multe despre acest personaj istoric devenit până la urmă. Dincolo de primul război mondial, Victor Popescu la catedră. Victor Popescu a fost inițiatorul Monumentului Eroilor din satul respectiv. A fost un învățător extraordinar, un mare patriot. A fost primul care a spus că vântul de la răsărit ne aduce teroare și pentru aceasta a și intrat în închisoare. S-a opus colectivizării. Să știe asta. Și a fost un om de o mare onestitate. Foștii lui elevi pe care eu i-am intervievat vorbeau școală ca cel să o face niciodată. Și mai este ceva. Misiunea de apostolat. Vă amintiți, există cartea lui Sinfieci, Vovadis, încotro. Adică încotro îndreptă în Doamne. E, Victor Popescu, în momentele mari, a știut încotro să îndrepte. Adică să se opună autorității germane. Când a venit colectivizarea, a știut ce trebuie să facă. E, însă posteritatea nu l-a onorat pe măsură. Nici pe el, nici grupul celor 10. Din grupul celor 10, familia Popescu a fost dus în bărăgan. I s-a dat foc la case. Simplu lucru că nu a fost de acord cu colectivizarea. Despre moșierul Cernăianu s-a vorbit urât, exploatator. S-au luat cei povestiți o fată pe care el o crescuse. Dar nimeni n-a spus că în timpul ocupației el a salvat foarte multe familii să nu-și dea bunurile. Deci lucrurile acestea trebuie puse în matca lor, copiii trebuie să le știe și să învețe ce este democrația, că nu este nimic mai prețios decât să lupți și să înveți democrația.
Da, și mai ales să ne cunoaștem pe acești eroi, unii încă necunoscuți sau dacă sunt prea puțin cunoscuți, pentru că dacă îi avem ca modele, ei au avut rolul lor în istorie și ar trebui din aceste exemple să înțelegem că nu se știe, istoria se poate repeta într-un fel sau altul și e nevoie la un moment dat de patrioți. Cuvântul patriotism, din păcate, începe să dispară încet, încet, nu din cartea de istorie, începe să dispară ca și cuvânt din societate și asta nu e în regulă. Nu e în regulă și nu este în regulă faptul că istoria națională nu este predată cum trebuie. Vreau să vă spun din experiența de peste 40 de ani ca profesor. La clasele de elită poți să predai interdisciplinar. Pot să vă dau un exemplu acum. Poți la sfârșitul secolului XIX să vorbești la istoria națională, să vorbești de Vasile Alexandru Mihai Eminescu, de patriotism. Faci și istoria, spun și muzica. Vorbesc de Giuseppe Verdi, vorbesc de Ciprian Porumbescu, pot să fac interdisciplinar pentru copiii buni, dar pentru copiii cei mai dotați, dar pentru copiii care sunt între 5 și 7, istoria trebuie predată pe firul ilogic, pe firul istoriei, al timpului. Adică ei să vadă că istoria a curs, cum am curs noi ca popor, dintr-un izvor, așa și istoria curge. Ori dacă nu o faci și nu o faci cum trebuie, în clasa 8-a, încă o dată revin, eu plădez încă o dată pentru introducerea istoriei, geografiei și a culturii civice, așa cum este în Europa, la examen și învățată cum trebuie. Distinsă coleg, învățământul înainte de 89, toate racele care au fost, știm, sistemul, dar copilul învăța istorie bine. Învăța discipline celelalte, științifice, examenele care erau, se învăța carte. Oricând ne-am ascunde, și să știți că sunt foarte mulți șobolani în Ministerul Educației Naționale care trag sforile, pentru că învățământul trebuie să revină acolo unde este. Copiii trebuie să învețe carte, să nu ajungem ca elevii să scoată profesorul la ore și atunci un avertisment către universități să nu dea diplome false, să vină profesori bine pregătiți. Vă cunosc că n-ați intrat în învățământ. La Rovinar ne-am întâlnit. Adică preocuparea, se vedea un om care a absolvit o facultate și care se pregătește și speranța care mi-am pus-o atunci s-a adeverit. Dar acum tot mai puțin, vin neșcoliți. Nu e posibil ca un profesor să facă în 3 ani 3 facultăți, să vină la catedră. Și apoi, cum să predea istorie dacă el nu a citit nici 10 cărți, nu știe literatură, nu știe istoria muzicii, nu știe artei? Nu poartă, sunt copii, elevi. Rețineți. Vine un elev și te întreabă și lucruri acestea minuscule. Vine ora de regenție. Cine e mai bun? Lionel Messi sau Ronaldo? Păi tu trebuie să fii pregătit în toate domeniile și acest lucru. Deci la ora actuală unde ai atâtea lucruri de informat sau te întreabă în domeniul muzicii, îi spui. Pentru că asta este rolul. Și, da, asta e foarte important. Cultura generală a profesorilor care lasă de dorit în general, în ultimii ani, cel puțin la generație mai tinere, nu mai au aceeași capacitate pe care o avea generațiile care... Și s-au inversat valorile. S-au inversat valorile. Adică valoarea... Ești homo civitatis, om al cetății. Ca om al cetății, îmi iubesc cetatea, îmi iubesc istoria, râul, ramul, aici îmi este gloria, aici îmi este neamul. Și asta am început noi să învățăm. Statornii să rămână aici pe meleag. E dacă trebuie să facem lucrul acesta, să știm, să simțim că suntem om al cetății și atunci dacă suntem om al cetății, ne iubim cetatea. Ei nu au intrat, mai puțin, n-au intrat în sistem pentru că l-au iubit. Foarte mulți au intrat accidental. Ei, dacă au intrat accidental, apoi apucă-te, ai intrat într-un sistem, fă-l magna cum laude. Nu vrem de la ei magister ludii, adică un maestru al jocului, dacă nu poate. Dar un magister care să-l învețe mai mult de elev decât știe elevul, adică să-i lumineze mintea, pot. Și aceasta trebuie să o facă sistemul, societatea. Aici e problema. Înainte de 1989 și poate chiar și în anii de după Revoluție, în primii ani, îi ajungeam un învățământ cei care doreau să lucreze neapărat în sistem, și în general nu era această migrație spre vest și rămâneau valorile.
Din păcate acum ajung foarte puțini tineri foarte valoroși în învățământ, pentru că cei mai buni pleacă în exterior sau sunt atrași spre domeniul privat și nu rămân. Pe educație rămânem cu să spunem, cei care nu găsesc un loc de muncă în altă parte, din nefericire. De multe ori ne lăudăm și vreau să audă cine vrea să audă. Ne lăudăm cu olimpici, ne lăudăm că a luat admitere, că a luat la matematică 10, că a luat la limba română 10, că a luat la engleză 10. Nu trebuie să ne ascundem. Acolo este munca părinților, banii părinților, munca copilului suplimentară după ore la orele de meditații, pentru că sunt și cazurile de acestea în care nu se mai lucrează. Deci nu mai răspund. Nu cum poți să faci pregătire cu 15 copii în 3 camere și apoi să te lauzi cu rezultatele? Mai ales dacă nu se poate. Deci, până la urmă, ministerul va trebui să facă ceva, dacă se vrea. Dar nu se vrea. Nu se vrea cu bună știință, atâta timp când rămân în posturi cheie oamenii care nu iubesc învățământul și îl fac doar politic și, în acest caz, strădanile dumneavoastră care sunteți mai tineri, ale noastre care suntem în prag de pensionare sau suntem în plină activitate, acelor care doresc ca învățământul să meargă pe făgașul său, sunt acum la limita supraviețuirii, cam aici este. Nu există povestea salariului. Avem salariile așa cum sunt, domnule profesor. La ora actuală salariile s-au îmbunătățit. Nu sunt mari, s-au îmbunătățit. Sunt oameni care le dai de 5 ori acest salariu și vor face la fel. Din păcate, asta o discuție cu salariile pe învățământ, de fapt și pe sănătate și pe alte domenii s-ar putea să fie un subiect fără final și fără o concluzie din acest punct de vedere. Trebuie dăruire, trebuie multe alte. Asta este. Din păcate, timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat. Vreau să vă spun, un telespectator ne-a trimis o imagine extrem de interesantă, dacă nu avem timp să o folosim, să o punem în... E vorba de chiar de la Severin, o fotografie, cred că de la Severin este, cu domnul, iată, o am pe telefon. Da, domnul Mitruiu cu nepoții, sărutând tricolorul și... Sărutând, da, deci vreau să știți despre ce este vorba ca poză și asta n-am putut-o folosi, dacă o aveam mai devreme să o fi putut monta, să o vadă și telespectatorii. Poate cu siguranță vom reveni pe Facebook, da, pentru că este da, foarte, cu siguranță foarte interesant. Da, este. Va fi pe Facebook. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la emisiune, și pentru ce ne-a spus. Invitație. Cu siguranță revenim asupra acestui subiect în lunile următoare. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjană. Domnul profesor Dumitru Cauc a fost alături de noi. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!